Dacă am realizat fișa socioprofesională a celui care a fost Dimitrie Gusti, aceasta ar impresiona atât prin mulțimea titlurilor academice și distincțiilor primite, cât și prin importanța funcțiilor deținute. Profesor doctor în filozofie, ministru al instrucțiunii publice, cultelor și artelor, președinte al Academiei Române și al Consiliului Național al Cercetării Științifice, membru corespondent al Institutului Franței, președinte al Congresului al XIV-lea Internațional de Sociologie, profesor la Noua Școală de Cercetări Sociale din New York, profesor la Facultatea de Științe Juridice și Politice a Școlii de Studii Superioare din New York, președinte al Institutului Social Român, al Societăților de Sociologie din Praga, Tokyo, Londra, Paris, Berlin, ofițer al Legiunii de Onoare, medalia de aur și cetățean de onoare al orașului New York, el rămâne, în primul rând, un român a cărui activitate face cinste neamului din care se trage. La împlinirea 140 de ani de la nașterea celui care a fost o figură enciclopedică de o anvergură culturală deosebită, Dimitrie Gusti, elita culturală românească i-a adus un binemeritat omagiu în aula Academiei Române. Bine ați venit în aula în care, cu decenii în urmă, dacă nu mă înșel, în iunie 1923, Dimitrie Gusti își rostea celebrul discurs de recepție spre menirea, ființa Academiilor, în prezența principelui moștenitor, cu răspunsul absolut superb al lui Vasile Pârvan. Era un discurs de recepție care se înscrie alături de câteva asemenea piese din tezaurul Academiei. Mă gândesc la discursul de recepție lui Nicolae Iorga, la cel al lui Lucian Blaga, la cel al lui Rădulescu Motru. Se rânduiește printre momentele mirabile ale acestei Academii, pentru că acel discurs constituie până astăzi un îndreptar în ciuda anilor care au trecut de atunci. Pe de altă parte, ne amintim de ce a însemnat președinția Academiei în momentele extrem de grele în care Gusti a fost conducător al Academiei. Au fost atunci câțiva mari intelectuali, Gusti, Andrei Rădulescu, care au trebuit să facă față unor preschimbări fundamentale și ce a făcut Gusti în acel moment rămâne un lucru important, chiar dacă în ultima vreme există abordări divergente, ca să le spun așa, așa cum se întâmplă întotdeauna când este vorba de o mare personalitate. Pentru noi, care nu suntem sociologi, ce au însemnat echipele Gusti în un lucru absolut memorabil. Iar eu am învățat în tinerețea mea de la Henri Stahl și de la câteva persoane care au fost în echipele sociologice, ce mare efort intelectual, ce superbă adunare de inteligențe și de bunăvoințe au însemnat acele echipe organizate de Dimitrie Gusti. În unele campanii pe care le făcea în întreaga țară, profesorul Gusti, legate, bineînțeles, de pasiunea vieții sale, sociologia, colinda sate, comune, cunoștea de aproape pe țăranul român, cu bucuriile și necazurile sale, fiind în egală măsură îndrăgit pe țărănima română. De altfel mai păstrez trimise de către țărani din toate colțurile țării, prin care cereau profesorului sfaturi, îndemnuri pornite din nobilul interes de a cunoaște, de a citi, de a înțelege cât mai mult din tainele necunoscutului. Și iată cum, la căminile culturale, unul din meritele profesorului, create de el pe lângă școlile țărănești, țăranii veneau în număr tot mai mare, atrași de cuvântul profesorului, de personalitatea lui. Era un om bun, cinstit și drept. Nu supleca în fața nedreptăților sociale, în ciuda numeroaselor presiuni ce îi se făceau. Iubea mai presus ca orice patria și poporul român, dar mai ales iubea nespus țăranul român. Mărturia acestei prețuiri a țărănimii noastre, moment neclintit, stă Muzeul Satului din București, a cărui fondare s-a făcut prin strădaniile profesorului Gustrii și a studenților săi. De nenumărate ori l-am auzit spunând că cele mai fericite momente ale vieții sale le-a petrecut în mijlocul țăranilor români. Când am primit invitația de a vorbi despre Dimitrie Gusti, m-am întrebat ce voi spune despre cineva care a constituit subiectul a mii de pagini, însumând activitatea sa științifică, politică, contribuția sa la dezvoltarea culturii. Să spun că a fost publicist, profesor, președinte al Institutului Social Român, director al Arhivei pentru Știința și Reforma Socială, academician și președinte al Academiei Române, președinte al Casei Autonome a Monopolurilor, ministru, director general al Fundației Culturale Regale Principele Carol și autor de lucrări cu conținut științific în multe domenii de activitate. Și că mai presus de toate a fost un eminent profesor, toate celelalte activități găsindu-și rost în exigențele carierei sale universitare, care i-a permis să formeze oameni obișnuiți cu rigurozitatea muncii, cu mânuirea instrumentelor de lucru, studenți care vor participa ei înșiși la cercetările monografice, ca membri ai echipelor aflate sub îndrumarea acestui carismatic făuritor de școală. A organizat cercetările sociologice în cadrul universitar, contribuind la educația unei întregi generații în spiritul cunoașterii și iubirii de țară. A întreprins o acțiune vastă și neobosită, entuziastă, de asemenea, de reformă socială pentru organizarea vieții culturale românești, prin cooperarea specialiștilor și prin stimularea activității creatorilor de valori, urmărind în același timp organizarea culturii înalte, dar și a culturii poporului și a cooperării dintre elite și popor. Obiectivul programului Gustian, ieșirea satului din subdezvoltarea culturală, socială și economică, depășirea deficitului de modernizare a satului. Monografiile promovau cunoașterea stării satelor. Satele erau complet necunoscute. Public nu exista nicio viziune asupra stării reale a satelor și Gusti a lansat o nouă abordare a problemei sociale a satelor. Problema țărănimii, la care Gusti a propus în anii 20-30 o soluție strategică, a rămas chiar și acum și chiar și s-a accentuat. Rezultatul? Polarizarea satului. Mari proprietăți agrare destul de confuze, mai ales cu capitalul străin, datorită deficitului de capital național, gospodăriile mijlocii, care, de fapt, de la început au fost slab sau deloc sprijinite de către sistemul politic, și explozia gospodăriilor de supraviețuire. Aceasta este situația țărănimii și a satului actual. Cei mai fericiți ani. Școala sociologică. O școală a amiciției. Am practicat prietenia simplu, sincer. Școala monografiei sociologice nu a fost o asociație de admirație a unui șef. Fiecare elev a avut toată libertatea de gândire și acțiune. Singura condiție, argumentul. Aș porni de la întrebarea ce s-a întâmplat cu Dimitrie Gusti și cu școala sa după război, ca să înțelegem în mod, pe o fațetă, cum s-ar spune, complementară, semnificația și până la urmă deznodământul acestei extraordinare aventuri a științei în cultura românească, ilustrată, reprezentată de către Dimitrie Gusti și școala sa. La momentul său de apogeu, Marea Școală de Sociologie Românească a fost împinsă împreună cu toată cultura română în tragica încleștare cu regimul de ocupație. Începuse războiul total împotriva culturii române. Acest război viza deformarea memoriei istorice și măcinarea științei românești în mai toate domeniile. Nu întâmplător, el a început prin agresiunea contra Academiei ca instituție pivot a strategiei de apărare și dezvoltare a patrimoniului cultural al unei țări. Decretul Marei Adunări Naționale, numărul 76, 1948, pentru transformarea Academiei Române în Academia Republicii Populare Române, în articolul 3, anunța o vastă epurare în rândul Academiei. Citez: peste 100 de membri ai Academiei, îndeosebi din sfera umanistă, istorie, sociologie, filozofie, literatură, lingvistică, au fost victime ale acestei epurări politice. Dimitrie Gusti a fost unul dintre ei. Am încheiat citatul din excelenta analiză a colegului nostru Ion Popa. În 1948, ultima serie, menționează Paul Stahl, ultima serie de elevi ale Dimitrie Gusti și a lui Avi Stahl termină sociologia în toamna aceluiași an. Sociologia era interzisă, am încheiat citatul. Este una din marile calități ale profesorului Gusti, care a reușit să strângă în jurul lui o mulțime de oameni de știință, în parte formați de către el. În primul rând, copleșitoare la el era capacitatea lui de profesor. Avea un dar cu totul deosebit de a se înconjura cu băieți foarte tineri pe care îi forma. Le acorda încredere de la început și cu răbdare îi aducea până la nivelul oamenilor de știință desăvârșiți. Era unul dintre acei puțini profesori la vremea aceea, care, întocmai ca și Pârvan, lucra el științific, înconjurat de o grupă foarte mare de tineri ucenici. Reprezentanții de seama ai școlii Gusti, precum Mircea Vulcănescu, Anton Golopențiu, Traian Herseni, fuseseră aruncați în temniță. Alți exponenți ai școlii au fost supuși interdicției, ori au fost împinși într-un exil fără speranță de întoarcere. Toate erau spre anihilarea unei școli sociologice de vizibilitate mondială. La începutul campaniilor monografice, prin ancheta monografică de la Voicea Mare din 1925, mai toți elevii școlii aveau între 28 și 45 de ani. Școala Gusti era în plin elan creator, când exponenții Stelei în 5 colțuri au dispus lichidarea ei. Curentul lichidatorist părea de neoprit. La celebra conferință pe țară din 21-22 octombrie 1949, prezidată de Iosif Kișnevski, s-a decis formarea unei comisii care i-a eliminat din Uniunea Compozitorilor pe George Enescu, Constantin Prăiloiu, membru marcant al școlii Gusti, Mihail Ciora din Ulipat, Ionel Perlea, Tiberiu Pedicianu și alții. Complet izolat, bolnav și sărac, alungat din propria locuință și expulzat la o adresă de pe strada Vasile Roită, departe de biblioteca și cărțile sale, Gusti se stinge din viață pe 30 octombrie 1955. La 6 ani după decesul marelui savant, lucrătorul operativ redactează o hotărâre de clasare a dosarului de obiectiv pe numele Dimitrie Gusti. La rubrica propuneri, unde urma să se facă precizarea, citez, cu menținerea individului în evidență sau scoaterea din evidența elementelor dușmănoase, încheia citatul, acesta completează, citez, cu menținerea în evidență. Așadar, la 6 ani de la moartea sa, profesorul Dimitrie Gusti încă era menținut în evidență, cu propunere și pentru viitor, ca element dușmanos. Școala de asistență socială, un imperativ care apare în epistemologie și de care am ținut seama atunci când am pregătit această contribuție legată de școala lui Gusti în domeniul asistenței sociale. O știință, știm cu toții, este pierdută dacă își uită sau își neagă întemeitorii. De fapt, în cunoașterea științifică, noi știm că nu există un punct zero, nimic nu este luat în considerație, știința nu începe, ci știința permanent reîncepe. M-am întrebat adesea de ce preocupările lui Gusti sunt puse doar în numele școlii sociologice de la București. De fapt, în cadrul școlii sociologice de la București, inițiatorul modern al asistenței sociale în România este profesorul Gusti. Profesorul Gusti, a încercat, prin toată contribuția pe care a făcut-o, să aducă un anumit standard pentru ceea ce înseamnă științele socio-umane. Dacă pornim chiar de la programul de reformă de care s-a vorbit aici, dacă este cumva un program de reformă atât de lărgit, atât de extins, atât de ambițios, încât s-ar putea să îl considerăm ca o utopie, eu aș preciza că Dimitrie Gusti a fost cel care, pentru asistența socială modernă în România, a inițiat primul sistem de învățământ universitar, care învățământ universitar a fost considerat în perioada dintre cele două războaie ca fiind unul de vârf, chiar de țările occidentale cu tradiție. Seriozitatea și înalta sa ținută morală și științifică au făcut să fie angrenat în perioada 1920-1930 în organizarea a 3 instituții importante: Societatea de Radiodifuziune, Casa Autonomă a Monopolurilor și Oficiul Național al Cooperației. În această postură, el contribuie la construirea unui program național de emisiune pentru difuzarea culturii naționale și concepe Universitatea Radio. Prin concepția sa modernă, Casa Autonomă a Monopolurilor se transformă într-o instituție cu activități complexe, iar prin Oficiul Național al Cooperației urmărea crearea condițiilor pentru o nouă mișcare cooperatistă, avantajând pe țăran și care trebuie să se dezvolte într-o atmosferă culturală sătească. Cu toate aceste obligații și încă multe altele, Dimitrie Gusti inițiază o serie de cercetări în teren pentru cunoașterea statului românesc, punând astfel bazele unei sociologii experimentale la noi, în care laboratorul este viața socială a unui sat. Întreaga activitate a celor care au fost implicați în școala sociologică de la București a fost o mișcare de o importanță copleșitoare pentru România, pentru cultura noastră, cel puțin în institutul nostru, toți cei care au, cea mai mare parte dintre cei care au fost membri fondatori ai acestui institut, au făcut parte din echipele Gusti. Așadar, dincolo de faptul că acele culegeri care au fost realizate la Arhiva Societății Compozitorilor Români, precum și la Arhiva Brăiloiu, precum și la Arhiva Ministerului Artelor a lui Breazu, cele două arhive conțin culegeri până în 1939-40 conțin culegeri făcute în cadrul activității Școlii Sociologice de la București. Acele culegeri de folclor și etnografie sunt în arhiva de etnografie și folclor a institutului nostru. Sunt culegele realizate în perioada Gusti, care înseamnă înregistrări sonore pe cilindri de fonograf, fotografii, filme, manuscrise, schițe, o cantitate uriașă de material, toate se află și a fost baza de pornire a cercetării instituționale în 1949, când s-a format Institutul de Folclor, din inițiativa lui Harry Brauner, care a fost asistentul lui Brăiloiu, amândoi făcând parte din echipele care au mers pe teren și care au făcut cercetări în cadrul campaniilor Școlii Sociologice de la București. Iarăși câteva dintre personalitățile mari de la noi au făcut parte din aceasta, din profesorul Pop, Paula Carp, Ilarion Cocișu, Tiberiu Alexandru, care a avut custodia arhivei o bună perioadă de timp, și mulți alți, Ovidiu Bârlea, mulți alți, majoritatea de fapt, celor care au inițiat la început în 49 de fapt. În 1953 a început un program de alcătuire a unor monografii folclorice după modelul monografiilor Școlii Gusti și s-au realizat culegerile și monografiile din Hunedoara, Pădureni, din Argeș și Bistrița Năsăud, Leșul Bistrița Năsăud, după modelul celor inițiate de Școala Gusti.